domnul ministru Vela, vreau să vă felicit pentru modul în care ați organizat alegerile, sigur împreună cu AEP-ul și cu toate celelalte instituții. Am înțeles că, până la urmă, marea bombă mediatică a fost un mare fâs. Dar e o obișnuință ca pe postul respectiv de televiziune infractorii să fie prezentați oameni cinstiți și oamenii cinstiți în exercițiu funcției să fie pregătiți, prezentați ca hoți. Nu mă miră. Sigur, incidente, dar incidente minore și am remarcat mobilizarea din ziua votului și în condițiile de dificultate extremă în care s-au desfășurat alegerile, chiar vreau să vă felicit, domnule ministru. Mulțumim frumos! Domnul ministru Câțu, am fost la mai multe reuniuni cu mediul de afaceri și există o anumită îngrijorare și așteptare legată de data de 25 octombrie, data la care expiră termenul pe care l-am stabilit și aș vrea să știu exact la ce se așteaptă mediul de afaceri după 25 octombrie. Este adevărat, domnul premier, deja la Ministerul de Finanțe se lucrează la un proiect de ordonanță de urgență prin care se reglementează eșalonarea la plată în formă simplificată a obligațiilor bugetare. Deci știm foarte bine că pe 25 octombrie o parte din aceste măsuri expiră, dar în același timp știm foarte bine că există sectoare din economie care încă nu și-au revenit 100%. Da, sunt atunci sectoare care funcționează, care și-au revenit aproape de normal, sectoare care sunt încă afectate. Am fost astăzi la o întrunire cu reprezentanții industriei ospitalității, avem care erau destul de îngrijorați. Avem și pentru ei. Deci, ideea este că avem această ordonanță care va reglementa eșalonarea la plată, în formă simplificată. Este o eșalonare care se acordă pe perioada de 12 luni de zile pentru obligații bugetare acumulate la data intrării în starea de urgență până în data de 25 octombrie 2020 inclusiv. Deci, pe această perioadă, dacă s-au acumulat obligații, putem să le eșalonăm. Condiția ca debitorii să nu fie înregistrate obligații fiscale restante la data intrării în starea de urgență. Trebuie să fi fost totuși buni plătitori înainte de declararea stării de urgență. Da, deci este o formă de simplificată, de facilitate. Adică care practic, eșalonarea datorilor acumulate în perioada asta să nu funcționeze decât pentru datorile care sunt efectiv acumulate. Care acumulate în starea de urgență și până în 25 octombrie. Pentru că au fost anumite sectoare care au fost închise, au avut dificultăți și atunci le permitem pentru 12 luni o reșalonare, bineînțeles fără penalități și așa mai departe. Pentru Horeca, domnul premier, propunem și vom avea tot în ordonanță de urgență să se scutească la plata impozitului pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020. Până 31 decembrie. Da, știți foarte bine că a fost specific. A fost scutit pe perioada de stare de urgență, am urmat 90 de zile și atunci propunem să mergem până la finalul anului. Și dumneavoastră ați mai spus acest lucru, ați menționat și atunci pentru... Am dat ordonanța prin care am permis autorităților locale corect să ia decizii de reducere a impozitului pe clădiri până la 50% și de reducere a taxei pe clădiri pentru clădirile, spațiile închiriate și, de asemenea, taxa de ocupare a domeniului public de reducere și de 100%. Da. Asta cred că ar trebui prelungită, această măsură. Da. Sigur că sunt autorități locale care au dat și autorități locale care nu au dat, atunci, dar să le dăm posibilitatea să prelungească. E varianta la care până acum ne-am gândit, dar va fi pentru săptămâna viitoare și vom vedea care este forma finală, să acordarea competenței autorităților locale ca până la 1 decembrie 2020 să adopte hotărâri de reducere a impozitului și taxe pe clădiri cu până la 50% de impozitul anului 2020. În același sens, contribuabilii vor depune cerere de aprobare a reducerii până la data de 15 decembrie 2020. Asta este varianta cu care lucrăm acum, dar detaliile vom discuta pe săptămâna viitoare. Deci acestea sunt ordonanța pe care o pregătim pentru săptămâna viitoare pentru a face această tranziție mai ușoară. Bineînțeles, eu vă spun, domnul premier, că vom avea discuții, va trebui să avem discuții cu sectorul financiar bancar pentru ce urmează după 1 ianuarie, când expiră... Ar trebui reglementat și acest domeniu, adică n-aș vrea să li se solicite celor care au beneficiat de amânări la plată și aici ar trebui gândit eventual o tranziție, pare de tranziție. Aici va trebui să avem un dialog cu mediul financiar bancar. Exact, de asta vă anunț că vom avea un dialog cu sistemul financiar bancar pentru perioada de tranziție pentru ce urmează după 1 ianuarie. Bine, mulțumesc domnul ministru.
domnul ministru Aurescu. Am înființat grupul de pregătire a votului în diasporă și aș vrea să știu cam care e situația și să vă gândiți la un plan de comunicare pentru românii din diaspora. Domnule prim-ministru, încă din luna iunie, misiunile României în străinătate au fost instructate să contacteze autoritățile străine competente din țările de reședință pentru a evalua care sunt posibilitățile reale și concrete de organizare de secții de votare pe teritoriile acestor state și pentru a se informa cu privire la măsurile de igienă și de protecție sanitară concrete care trebuie respectate pe parcursul procesului de votare. Avem deja răspunsuri de la foarte multe state, avem o situație clară sunt în acest moment. Care nu ne permit organizarea de secții de votare? Până la acest moment sunt doar două țări, Malta și Nigeria, care au comunicat. Am auzit de la un lider politic că nu putem vota nicăieri în lume. Nu, este greșit. Deci Malta și Nigeria. Singurele două state care în momentul acesta au comunicat oficial în scris că nu se pot organiza secții de votare pe teritoriile lor sunt Malta și Nigeria. În rest, există acorduri de principiu sau preliminare din partea unor state cum ar fi Austria, Belgia, Italia, Canada, Elveția, Franța, Germania, Republica Moldova, Olanda, Marea Britanie, Spania, Statele Unite, Ungaria, Turcia și mai sunt și altele care au comunicat acest acord de principiu, sigur cu luarea în considerare a evoluției situației epidemiologice, urmând ca detaliile finale privind organizarea alegerilor și implementarea lor, cu respectarea strictă a regulilor de protecție și siguranță sanitară, să fie stabilită ulterior, evident, în funcție de evoluția pandemiei, care este obiectivă. Am înțeles că sunt țări care ne permit organizarea de secții, dar nu ne permit decât în sediile misiunilor diplomatice. Exact. Sunt și state care, în mod tradițional, în practică, nu doar în ceea ce privește România, ci în ceea ce privește orice alt stat care ar organiza secții de votare pe teritoriul lor, permit organizarea doar în sediile misiunilor diplomatice. Un exemplu în acest sens este, de pildă, Canada. Am solicitarea să faceți un plan de comunicare, astfel încât românii în fiecare țară să știe exact cum se va vota și, în mod evident, să le recomandați să se înscrie număr cât mai mare la votul prin corespondență, pentru că asta e realitatea. Noi avem acum acorduri de principiu, dar toate acordurile probabil sunt condiționate de evoluția pandemiei. Într-adevăr, toate aceste acorduri depind de evoluția pandemiei, pe care nimeni nu poate să o prezică în momentul de față. Aceste aspecte legate de situația epidemiologică și deciziile pe care le au autoritățile sanitare din țările respective nu sunt negociabile, pentru că sunt determinate de evoluția pandemiei, care nu este predictibilă. De altfel, mâine, împreună cu domnul președinte al Autorității Electorale Permanente, voi ține la ora 5 o conferință de presă în care voi prezenta stadiul pregătirii votului din străinătate din perspectiva obligațiilor celor două instituții, Ministerul Afacerilor Externe și AEP. Mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru Popescu, când se lansează apelul pentru granturile de investiții și pentru capital de lucru? Așa cum v-am spus la ședința trecută, am lansat prima etapă a apelului. Până în momentul de față sunt preînscrise peste 30.000 de companii. Suntem în negociere cu Ministerul Fondurilor Europene și sperăm să finalizăm săptămâna aceasta contractul prin care Ministerul... Știți, domnul ministru, companiile nu vor numai să se preînscrie. Companiile ar vrea să și acceseze banii cât mai repede posibil. Aveți dreptate, domnul prim-ministru. Sper să finalizăm, și domnul ministru Boloș aici, să finalizăm contractul între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca și administrator al acestei scheme, după care, evident, imediat lansăm. Domnul ministru Boloș. Așa cum a precizat domnul ministru Popescu, în cursul zilei de mâine închidem partea de încheierea contractului de finanțare între Ministerul Fondurilor și Ministerul Economiei, după care Ministerul Economiei, luni sau cel târziu marți, poate să... În cât timp operaționalizați schema față de momentul în care semnați contractul? Domnul prim-ministru, săptămâna viitoare vom da drumul dacă semnăm mâine contractul. Dacă semnați mâine, în regulă. Voi urmări personal acest subiect. Domnul ministru Oros,
Două situații mă interesează. Situația plăților pentru fermierii ale căror suprafețe au fost afectate de secetă și când începem plățile la hectar, subvențiile la hectar. Domnule prim-ministru, am aici situația finală privind ajutorul de stat acordat pentru culturile înființate în toamna anului 2019, afectate de secetă. Banii au ajuns în conturile fermierilor, sunt 27.861 de beneficiari, s-au plătit 850 de milioane de lei, iar suprafața afectată a fost 1.116.860 hectare. Dar toți fermierii care sunt în drept au primit banii? Da, banii au intrat în conturile tuturor. După ce s-au făcut și controlele administrative de rigoare. Astăzi, dumneavoastră spuneți că la acest moment s-au făcut toate plățile și că banii au intrat în contul fermierilor. Da. Au intrat de săptămâna trecută. Bine. Astăzi, printr-o hotărâre de guvern, vom aproba și cuantumul plăților directe pe suprafață și a plafonului pentru sprijinul cuplat zootehnic la speciile ovine și caprine. Practic, începând din 16 octombrie 2020, Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură poate acorda și va acorda plăți în avans în cadrul schemelor de plăți directe din sectorul vegetal și zootehnic într-un procent de maxim 70%. Banii... Dar în ce procent facem plata? 70%? Ce e maxim 70%? În ce procent facem plata? 70% din suma finală. Putem să le plătim la avans. Este vorba de 1 miliard de euro, bani care se vor fi rambursați în începutul lunii ianuarie de către comisie. Cuantumurile pentru plățile directe în sectorul vegetal sunt următoarele. Schema de plată unică pe suprafață 98,7 euro pe hectar, plata redistributivă pentru fermele mici și mijlocii 5 euro pe hectar între 1 și 5 hectare și 48 de euro între 5 și 30 de hectare, plata pentru înverzire 57,8 euro pe hectar și plata pentru tinerii fermieri 36,6 euro pe hectar. De asemenea, plafonul aferent plăților directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine și caprine este de 71 milioane euro, iar cuantumul unitar este de 17,9 euro pe cap de animal. De aceste forme de sprijin vor beneficia peste 800 de mii de fermieri. Mulțumesc, domnul ministru. Toți miniștrii care aveți instituții de control în subordine, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, ITM, Ministerul Transporturilor, ISCTR, ANSVSA și toate celelalte structuri, vreau să pregătiți un plan de acțiuni intensificate, astfel încât să asigurăm respectarea măsurilor de protecție sanitară. Ne confruntăm cu o creștere clară a numărului de cazuri și obiectivul nostru trebuie să fie limitarea numărului de cazuri. Din acest motiv, va trebui să fim extrem de prezenți, cu plan de control zilnic, o raportare zilnică privitor la aceste controle efectuate. Din nou simt că s-a lăsat garda jos, a scăzut gradul de conformare și în condițiile în care practic am permis reluarea aproape tuturor activităților în condiții de normalitate, există o creștere a interacțiunii sociale. Ori dacă nu asigurăm respectarea măsurilor de protecție, riscăm să crească nepermis de mult numărul de cazuri. Aici domnul ministru Tătaru, inclusiv DSP-urile, trebuie să fie extrem de implicate în aceste acțiuni, mai ales la nivelul spitalelor și oricum trebuie să avem liniile de apărare pregătite pentru orice situație, domnul ministru. Da, am pregătit, am și anunțat. 4-30% sunt în rezervă, reactivarea tuturor spitalelor suport COVID care au fost până acum și controle încrucișate pe care DSP-urile le vor face în județe. Vă rog să luați în considerare posibilitatea
reutilizării Spitalului Colentina. Pentru că în București, după evoluția numărului de infectări, avem o situație extrem de dificilă. Și de asemenea, împreună cu Ministerul Transporturilor, operaționalizați Spitalul Viting, pentru că acolo secția ATI este o investiție făcută de curând, e la un nivel de înzestrare extrem de bun, trebuie asigurați medici prin detașare. Rămâne doar să fac solicitările, am avut discuția asta, rămâne că managementul să facă solicitările. Împreună cu domnul ministru, chemați pe domnul director al spitalului să ia toate măsurile pentru operaționalizarea secției. Dacă nu, se duc acasă, domnul ministru. Am înțeles, domnule prim-ministru, am trimis solicitările pentru medici. Mulțumesc. Mulțumesc, media.